Accidentul s-a petrecut puțin timp înainte de prânz. Șoferul neatent a intrat cu autoturismul într-un stâlp, blocând astfel șina de tramvai pe sensul spre centrul orașului. La fața locului au ajuns în scurt timp pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj cu o mașină de descarcerare. Din fericire, șoferul imprudent nu a fost rănit. Circulația tramvaielor s-a deblocat după aproximativ o jumătate de oră.